2014. Nu puteam chiar mine la consultare de la Cotroceni, să fac indicare de asta în zilele următoare. Trebuie să ne reîntoarcem la problemele de zi cu zi. Președintele României, dacă vrea într-adevăr să acționeze ca președinte, trebuie să înțeleagă că ceea ce afectează viața de zi cu zi a românilor este continuarea și probabil aprofundarea crizei economice și sociale. Toate datele recente ne arată că norii se strâng din nou, exporturile scad, măsurile de austeritate se continuă chiar mai rău decât până acum. Situația internațională, situația europeană și din sud-estul Europei nu ne ajută absolut deloc. Există în continuare un blocaj, ceea ce privește investițiile străine, creditarea, tot ceea ce trebuie și ar trebui să facă economia să funcționeze, să ofere locuri de muncă, să ne dea o speranță pentru o ieșire adevărată, propagandistică, din criza economică și socială. Măsurile pe care noi le-am propus și, după care, Guvernul României a fost ocupat cu temele lui Băsescu, nu cu temele guvernării, trebuie luate în serios și aplicate în perioada următoare și vom insista în acest sens. La fel de important este ca preocuparea de fiecare domeniu de activitate să fie reală din partea celor care guvernează. Suntem într-o situație destul de anormală. De obicei, puterea vine cu programe, cu proiecte și eventual opoziția le critică. Noi suntem invers. Opoziția vine cu programe, cu strategii pentru fiecare domeniu și eventual cei de la putere sau prietenilor din presă le critică. Duminică vom avea lansarea strategiei Uniunii Sociale Liberale în zona de agricultură, un domeniu esențial pentru România și sperăm ca răspunsul celor de la putere să nu fie așa cum a fost și până acum la economie, educație sau administrație, doar prin a critica ce propunem noi. Și dacă se poate să înțeleagă că sunt lucruri care trebuie făcute în aceste domenii primordiale și că ocuparea scenei publice cu false subiecte nu ne ajută cu nimic să avem o economie mai performantă, o educație mai performantă, o agricultură mai performantă. Sunt probleme punctuale care trebuie dreptate. Ne aflăm, iată, de 6 luni aproape într-un blocaj în ceea ce privește componența Consiliului Superior al Magistraturii. PDL-ul blochează mereu la Senat completarea acestui Consiliu Superior. Avem în continuare un blocaj în ceea ce privește judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt domenii cheie ale vieții unei societăți, blocate din incapacitate sau din lipsă de preocupare de cei de la putere. Avem o problemă uriașă care a intrat de asemenea în puterea de internare, problema corupției și a sistemului corupt în ceea ce privește ANAF și VAMA și garda financiară. Păstrarea funcției din interese strict financiare și politice a unui personaj corupt, considerat de toată lumea, considerat de procuror, considerat de foști angajați ca fiind coordonatorul corupției și evaziunii fiscale, sau imaginat, practic blochează capacitatea României, nu doar de a se integra în Schengen, ci de a-și construi un sistem de fiscal performant. Când cel care e implicat în cele mai multe afaceri depurate, în evaziune fiscală de corupție, cel care are o problemă personală să justifice milioanele de euro care își construiește palate, este șeful acestui sistem. Percepția publică și la nivel național, și la nivel internațional, este aceea că în România corupție este la putere și cred că datoria unui președinte, cum este domnul Băsescu, și a unui prim-ministru, în România, de a se preocupa de aceste probleme. Vreau să anunț că, din punctul de vedere al USL, problemele esențiale sunt cele care țin de criza economică și socială. Vom forma la Senat un grup senatorial care să încerce să analizeze situația legislației sociale. Există un haos general în această perioadă, haos care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor.
și cât posibil, dacă vom reuși să îl convinge și pe președinte să revină la adresa publică, să fie un câștig pentru toți. Îmi mențin opțiunea și opțiunea Comisiei Sociale Liberale, aceea de a lucra practic din toamnă la o tranziție democratică, la o tranziție pașnică, aș putea spune. E foarte clar că România are nevoie de o schimbare de putere. E foarte important cum vom face această schimbare de putere. Prezența noastră de mâine de la Cotroceni este exact un semn în această direcție. Ne dorim o schimbare de putere a România, dar făcută în sens democratic și în sens european. Nu e nevoie ca România să meargă pe drumul, nu știu, țărilor din Africa de Nord, în care doar mișcările populare mai sunt ascultate până la urmă. Ne dorim foarte mult. Chiar să negociem, dacă vreți să folosesc acest termen, o predare democratică și pașnică a puterii și o tranziție spre un sistem care să cere câștige nu doar politicile democratice, dar și modul de funcționare a unei societăți și a unei țări în care vă mulțumesc. Dacă aveți dumneavoastră întrebare,
fie să se scufunde definitiv și revocabil penibil și în rușine, de-abia aștept să-l văd pe Fluturi explicându-l la suceveni că trebuie să se desfințeze județul să meargă la Iași. Aștept să-l văd să explice chestia. Sau o ocazie pentru eventual președinți de Consiliul Județean de la PDL, într-un ceasul al 13-lea să aibă un pic de demnitate și de respect față de cei care i-au ales în acele funcții de președinți. E un test al turnesorului extrem de bun. Personal, cred că vor fi lideri de județe care vor pica acest test, care au ajuns atât de parte cu compromisul și cu capacitatea de a accepta orice de la Băsescu, de frica dosarului penal sau banilor de la guvern. Poate că unii îl vor trece în sens pozitiv acest test și se vor dovedi cu adevărat de votul pe care l-au primit în 2008. Au primit în 2008 un vot ca să-și conducă județele, nu ca să le desfințeze. E un moment foarte bun. Aș adăuga un lucru ca să nu fim cumva înțeles greșit, deși o fi foarte clar astăzi. Deocamdată, noi s-au convinge că domnul Băsescu e un fel de a spune metaforic. Și da. Ușor ironic, apropo de vechea dorința domnului Băsescu, să facă la popor. Nu mergem să luăm la aprobarea la Traian Băsescu sau să-i cerem ceva. Mergem să-i spunem și să discutăm aceste probleme pornind de la situația. De fapt, și anume aceea că noi avem un guvern marionetă, execută, practic, toată urmă, și în legătură cu referendumul, sigur că în presa aprobă nu găsesc cu referendumul. Trebuie să ia act și asta e bun comunicat. De faptul că împiedicarea de vinerea desfășurării unui referendum declanșat în condiții legale este o gravă încălcare și a Constituției și a legii care se pedepsește. Și că domnia sa ca președinte, ca orice președinte, are obligații constituționale în a asigura funcționarea instituției județe în care avem președinte în funcție. Mai sunt câteva județe în care avem majoritate. Întâmplător era fost la Bistrița, în care avem majoritate președintele este de la PDL. Și președintele de la PDL refuză să convoace o ședință. Deci nu se mai ține ședință deloc ca să nu se discute, v-am zis, mai penibil și o mai mare, până la urmă, trădarea votului pe care l-ai primit în 2008 ca să conduci un județ, e greu de imaginat. Cum adică nu mai ții nicio ședință ca nu cumva USL-ul să propună referendum? În același timp însă, președinții de la UDMR, din Tarcita și Covasna, decât să scoată oamenii în stradă sau, nu știu, să lupte cu arme sau fără arme, cred că ar fi mai corect și mai democratic, și sper să o facă, să facă și referendumul. Să vadă dacă locuitorii, cetățeni români, indiferent de ce etnie, în Tarcita și Covasna, vor desfințarea județelor lor, că s-ar putea să aibă o surpriză. Și cei dacă vreau să nu-și dorească. Eu vreau să vorbim de câte ori vorbim de Tarcita, Covasna, Mureș și toate zonele din Ardeal. Vreau să vorbim de comunitățile românești. Poate la, nu la fel, sigur, sunt minoritare la anumite zone. Dar asta tot e importantă. Cum spunea cineva astăzi că se negocia între PDV și UDMR să vândă și Brașovul la regiunea aia ca să iasă regiunea. Mureș, Tarcita, Covasna, Brașov. Da. Sunt câteva sute de mii de români care trăiesc în această regiune. Nu cred că domnul Băsescu poate să îi dea așa pe tavă, nu știu, cum i-a dat Hitler de politic. Nu putem să discutăm. Asta în proporțiile sigur între Băsescu și personajele istorice de care am vorbit. Cred că oamenii trebuie întrebați. Cei din Brașov, dacă vor să intre în Brașov, cei din Tarcita, cei din Covasna, cei din Mureș. Nu cred că putem să negociem undeva într-o masă, la o masă din București, soarta fiecărui cetățean din această țară, de care județ să depindă și unde se duce. Asta a fost ideea pentru care, la nivel european și la nivelul României, orice modificare a structurii administrative teritoriale, fie că e vorba de o comună, de oraș sau cu atât mai mult de un județ, se poate face numai după referendum. De aceea vreau să precizez că nu poți nici măcar să-ți angajezi răspunderea, ca și guvern, pentru modificarea structurii administrativ-teritoriale, decât după ce ai făcut referendum și nu înainte.
Este foarte clar acest lucru. Și am văzut un ușorare de utilizare la reprezentanței UDMR, care vorbesc despre faptul că și-ar putea angaja răspunderea guvernului Boc fără acordul lor și că, mă rog, chestiunea asta trece prin Parlament tot fără voia lor. Nu. UDMR are în această ședință decizia în mână. Poziția Uniunii Social-Liberale a fost clară de la început, am repetat și azi, am repetat și mine, pe orice angajare a răspunderii guvernului care presupune desfințarea actualelor județe, noi înaintăm moțiune de cenzură și până la ultimul o votăm. Așa încât cei de la UDMR au decizia asupra acestei chestiuni în mână în Parlament, nu în stradă. Despre stradă pot să discute atunci când sunt puși în fața unor abuzuri sau unor lucruri necondenabile, cei care nu au instrumentele politice în Parlament, de exemplu noi. Dar nu de vreme. Acum, pe situația asta. Cu precizare, să înțelegem că 24 iulie este data limită până la care... Nu, fiecare Consiliu Județean își stabilește din punct de vedere logistic, în primul rând. Data, am discutat cu câțiva dintre președinți până astăzi, cei care au avut deja ședințe, și de principiu ar fi 17 sau 24, dar sunt niște termene legale. Revin la situația ciudată. Noi, cei din opoziție, respectăm legile României. Cei de la putere nu le respectăm. Trebuie să recunoașteți că e o situație ciudată. Am văzut Curtea Constituțională a desfințat și tehnic. Noi am făcut-o din punct de vedere politic. Propuneri de domnul Băsescu. Răspunsul lui Boc a fost nimic pe ce mai departe. Noi am cerut aplicarea legii referendumului, răspunsul lui Boc a fost vă atac hotărârile cu prefecții. Despre care stat de drept sau de ce ne supărăm pe Olanda sau pe altă țară europeană care ne transmite că nu suntem un stat de drept. Un stat de drept presupune tocmai respectarea legii de la președintele țării până la ultimul cetățean. La noi cetățenii respectă legea și nu respectă primul ministru. Sigur că e foarte greu să vorbim de un stat de drept și ne supărăm degeaba când ne spun partenerii europeni acest lucru. Care este cumva o estimare a costurilor desfășurării unui referendum în 21 de județe? Pe fiecare județ, este un cost diferit din punct de vedere număr de sensul de cost, dar vreau să vă asigur că am discutat cu reședinții de județe. Costul va fi cel puțin la jumătate decât costurile de până acum la referendum, la fiecare dintre referendumuri care au convocat de domnul Băsescu și care nu s-au finalizat nimic. Știți că domnul Băsescu de câte ori are ocazia trecută, e adevărat, a convocat un referendum, înțeleg că vrea să convoace și la anul ajuns. De fiecare dată fiind organizată de la nivel central, cu toate aranjamentele și firmele pe care guvernul le selectează, știți foarte bine pe ce criteriu, când bani dau una pe firme la PNL, costurile au fost duble decât ceea ce ar putea să fie organizat la nivelul fiecare județ. Și mai există ceva ce nu trebuie să uităm. Indiferent cât costă, așa spune legea. Și dacă spune legea așa, așa face indiferent cât costă. Pentru că am gândit argumentele astea după cum ne convine, până la urmă, e opositor. Așa spune legea, așa face. Pentru că nu avem criterii. Eu ce să spun? Sau noi ce să spunem? Că o putere care nu are o încredere sau o susținere în acest moment care să depășească 15-20% poftimii, procedează în absolut orice privință discreționar și abuziv, fără dialog cu restul societății, fără suport din partea nimănui, chiar fac ce vor, măcar acolo unde legea ne prescrie imperativă anumite lucruri, le face, indiferent cât costă. Și cât costă, domnul Portal a spus. Cu președinții o să le cu siguranță. Și mâine o să mai vedeți, dar chiar cred că l-are importanță. Sigur, ar fi bine, dar nu ne jucăm să impunem așa ceva. Ar fi bine ca și domnul Băsescu să vină domnul Boc. Așa e firesc. Să stea acolo, să noteze
chiar o discuție cu adevărat serioasă și aplicată ar fi pe aia mă să spală de ministru de Limboc și o președinție Uniunii Social Liberale. Dacă nu se dorește acest lucru, o să încercăm să suplinim. Dacă mai